Peste 40.000 de țigări au fost găsite în tavanul unui autocar de pasageri înmatriculat în România. S-a întâmplat aseară la punctul de trecere de la Leușeni, când vameșii au găsit ascunse țigările în sistemul de ventilație al autocarului, care a fost trecut pe la scanner după ce oamenii legii au observat că nu este ceva în regulă. Potrivit poliției, conducătorul auto intenționa să comercializeze produsele pe Piața Neagră din Uniunea Europeană. Ca urmare, țigaretele au fost ridicate și confiscate, iar cercetările continuă în scopul elucidării tuturor circumstanțelor și aplicării sancțiilor prevăzute de legislație.